Cău. Mergem mai întâi la Caransebeș. Bună ziua, domnule primar Borcean. Cum, bună ziua. Cum faceți? Adicătele, vă erau în plus 70 de angajați. De ce nu i-ați dat afară până acum, zic? Că oricum povestea asta cu salariile e în fiecare an și înainte de aceste majorări. Primăriile veneau la guvern și spuneau: dați-ne la rectificare niște bani prin Consiliul Județean pentru că nu putem să plătim nici salariile. Cred că s-a exagerat puțin cu această, cu acest număr de concedieri. Nu era vorba de concedieri, era vorba de o ajustare, dacă vreți, a numărului celor angajați, strict în primăria municipiului Caransebeș, dar așa cum spuneam, cred că în orice primărie, mai ales în orașele mijlocii și mici, și în cele mari, cred, cu excepția comunelor, cred că ar trebui făcute restructurări, pentru că această lege a salarizării unice, cred că tocmai la aceasta se referă, la o restrângere a aparatului administrativ, concomitent cu un pachet salarial motivant pentru cei care lucrează în administrația publică. Domnule primar, dacă vă spuneam noi, ziariștii, că administrația locală e stufoasă, ați fi zis și așa suntem puțini. Acum, nu, eu sunt de acord cu principiul, mai puțini oameni de mai bună calitate, mai competenți și mai bine plătiți. Dar ce e interesant este că uite acum când a fost vorba să măriți salarii, v-ați dat seama și dumneavoastră aleșii locali de acest lucru. Nu știu acum care este situația în general în țară și ce declarații au făcut și ceilalți primari. Însă întotdeauna am spus și chiar și înainte de a fi primar, Am considerat că aparatul administrativ este prea stufos și acest aparat administrativ, așa cum spunea și dumneavoastră, merită un pachet salarial mai atractiv. Cât câștigați dumneavoastră până la această lege și cât veți câștiga de aici înainte? 9.425 brut. O să vă ofer cifrele nete, cele care mă interesează și interesează pe oricine. Salariul net al primarului municipiului Caransebeș era de 3.900 de lei, plus un spor de 15% pentru condiții speciale, adică acel spor de antenă, de radiații. Iar în momentul de față este de circa 6.600, încă n-am primit salariul acesta majorat, dar din calculele pe care le-am făcut, acesta este. La care se mai adaugă sporul? Nu. În actuala legislație nu există sporuri. Există acea grilă în care un primar de municipiu, cum este Caransebeșul, se încadrează la capitolul 6,5 ori salariul minim pe economia, 1450. În aceste condiții, domnule primar, ce se va întâmpla la sfârșitul anului? Veți constata că nu puteți suporta salariile și veți mai face concedieri? Veți merge la guvern, ajutați-ne că nu reușim singuri, avem nevoie de un ajutor bugetar din partea Bucureștiului? Știți care este paradoxul? Această măsură luată de un guvern social-democrat este de fapt o măsură liberală. Ascunsă, cred că nu și-au dorit lucrul acesta, nu și-au dorit aceste reacții cei de la guvernare, însă finalitatea acestei decizii este una liberală, una de asumare a unor măsuri care trebuiau luate cu multă vreme înainte sau, altfel spus, nu trebuia să ajungă în acest punct în care să procedăm la concedieri în aparatul administrativ al primăriilor de orașe sau de comune. O să studiem foarte atent situația din primăria Caransebeș, primărie care se încadrează încă în limitele de 30% ale bugetului pentru salariați. Deci nu depășim această cotă de 30% care este impusă și de Curtea de Conturi, dar cred că presiunea bugetară, și așa destul de mare în urma măririlor de salarii care au fost în aparatul bugetar
în administrația locală de 20%, de 30%, pardon, și reducerile de taxe și impozite, anularea unor taxe și impozite, au creat și așa o presiune prea mare și această nouă grilă de salarizare este un efort bugetar suplimentar, astfel încât suntem nevoiți, vom fi nevoiți probabil să recurgem și la astfel de măsuri mai puțin populare.